Îi mulțumesc editurii Herald că m-a invitat pe acest final de an să recomand una dintre cărțile care au apărut în portofoliul său. Misiune foarte grea, pentru că pe lângă faptul că n-am multe minute la dispoziție, și anume doar trei, editura a reușit să vină pe piață cu foarte multe titluri extrem de importante. Am încercat să mă concentrez, să mă adun, astfel încât să livrez o singură recomandare. Și după îndelungate eforturi am reușit să vin cu trei. Prima recomandare este cartea scrisă de Pete Walker, Recuperarea în urma traumei, abuzului sau neglijenței emoționale din copilărie. Aceasta. Am vorbit în vreo câteva rânduri despre ea, alături de Sorin Lucaci și alături de traducător, de Sebastian Olar, și nu pot să nu revin asupra ei. Nu pot să nu spun cât de importantă mi se pare această carte pentru cei care își doresc să înțeleagă în ce constă trauma, cât de prezentă este de fapt trauma în viețile noastre, în ce fel trauma nu înseamnă doar un mare eveniment care ni se întâmplă, un eveniment pe care eul nostru nu îl poate suporta, ci orice microeveniment care ține de fapt de neglijență emoțională, de abandon emoțional și care dau naștere astfel rănii de abandon sau rănii de neglijare emoțională. Pete Walker subliniază faptul că în centrul traumei se află acest abandon emoțional, iar că abandonul emoțional este de fapt cel care duce la apariția unei personalități depresive. Oferă inclusiv rețete de reconstruire, el îi spune propriu-zis căi de reparentare. Cred că oricine este interesat de parcurgerea acestui drum al conștientizării și al vindecării, al trezirii resurselor interioare care țin de o mai bună cunoaștere emoțională, se poate folosi de această carte minunată. A doua carte la care vreau neapărat să fac o scurtă trimitere este Apartenență, a lui Tocopa Turner. A fost tradusă de Andreea Mănescu. Este o carte extrem de importantă, tot pentru cei care vor să-și înțeleagă mai bine rana de abandon, iarăși personalitatea depresivă, căreia rana de abandon de naștere. Este o carte scrisă minunat, este o carte într-o anumită măsură autobiografică, este scrisă din durerea și din experiența autoarei. Pentru mine a fost cel puțin o surpriză a acestui final de an. A treia carte pe care vreau să recomand este cea tradusă chiar de mine. Este cartea lui Robert Bly, Iron John. De ce revin asupra ei? Ea a apărut anul trecut, în 2021. Revin pentru că sunt extrem de bucuros să văd cum ea a operat și operează încă în viețile celor care au intrat în contact cu ea. Este o carte despre redescoperirea identității masculine, despre ce înseamnă de fapt identitatea masculină, pentru că trăim într-o lume în care a fi bărbat este mai degrabă o necunoscută. Eu însumi mă confrunt cu această necunoscută, lucrez cu oameni în cabinet care sunt în căutarea identității masculine și lucrez, ca să zic așa, cot la cot cu ei. Eu însumi caut să înțeleg mai bine despre ce este vorba în această identitate masculină și, într-un fel, am tradus această carte pentru mine. Mi-am tradus, într-un fel, identitatea masculină, căutându-o. Mă bucur să văd că are un impact asupra vieților oamenilor și îndemn pe cei care caută să-și găsească acest propriu masculin cu ceea ce înseamnă el. Specificul propriului masculin despre care vorbește Robert Bly în această carte este o anumită neîmblânzire, o anumită nesupunere în totalitate față de așteptările societății și, de fapt, față de așteptările mamei. Este în bună măsură o carte despre călătoria eroului, despre eroul care, așa cum subliniază Jung în simboluri ale transformării, în lucrarea sa, eroul are drumul de făcut și este drumul care marchează separarea de mamă.
pentru construirea propriei identități și pentru descoperirea unei identități masculine, diferită de viziunea pe care mama sa o are în ceea ce îl privește. Ca atare, rezumând, recomandarea mea de acest an, pentru acest an, sunt cele trei cărți. Pete Walker, lucrarea sa despre CPTSD, Apartenența lui Toko Paterner și, nu în ultimul rând, Iron John al lui Robert Bly, o carte despre identitate masculină, A Book About Men, cum spune el însuși. Spor la citit!